De multă vreme, Comuna Ciocănești este locul privilegiat și preferat al elitei culturale, unde se îmbină armonios istoria, arta, știința, cultura și alte izbânze ale spiritului spre înnobilarea sufletului. Comunitatea de aici a păstrat valorile artistice și elementele creative, fiind unul dintre reperele culturale naționale. Trebuie menționat că manifestarea a început cu un moment de reculegere în memoria reginei Ana. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră aici și pentru început, adaptându-ne la ziua pe care o trăim astăzi, știți cu toții, fiind dolul național, vă propun un moment de reculegere pentru majestatea sa. Cu prilejul celei de-a 13-a ediție a Festivalului Național al Păstrăvului a fost lansat proiectul Ciocănești, Centrul Cultural Național pentru Revitalizarea Tradițiilor. Prin această inițiativă, Comuna Ciocănești și-a onorat statutul de comunitate emblemă a județului Suceava. Știți prea bine, Ciocăneștiul a fost în 2014 desemnat sat cultural al României. Și ne face plăcere să credem că acest lucru nu a fost întâmplător. Confirmarea am avut-o și în anul următor. Și Ciocăneștiul este și în 2016 unul din satele culturale ale României. Ciocăneștiul, de fapt, este recunoscut de multe vreme pentru toate acțiunile culturale și nu numai pe care le organizează și se străduiește să fie o localitate emblemă a Bucovinei. Sper că nu este prea mult spus. Și de aceea ne dorim astăzi, chiar dacă este zi de doliu național, ziua de astăzi să rămână pentru ciocăneșteni ziua lansării unui nou proiect. Despre proiectul Ciocănești, Centru Cultural Național pentru Revitalizarea Tradițiilor, a vorbit academicianul Corneliu Bucur și a explicat de ce acest demers de anvergură pornește din comunitatea ciocăneștenilor. Corneliu Bucur a ținut o adevărată pledoarie, în special tinerilor, o lecție fundamentală de iubire a neamului. Aveți dreptate, domnule primar. Am venit îmboldit de gândul de a însămânța un proiect într-un ocor deja extrem de fertil și care se anunță, în opinia mea, cel mai generos loc din România în care s-ar putea implementa în premieră națională proiectul despre care vă vorbesc, care proiect ar însemna cuprinderea întregii țări prin nașterea unor centre similare în alte câteva zone, pentru a crea o rețea a excelențelor culturale rurale ale României și abia în momentul acela putem năzui să scoatem satul românesc în lumea cea mare, confirmând prin aceasta faptul nu doar că am rămas țăranii Europei într-un sens ușor disprețuitor din partea Occidentului, ci confirmarea faptului că satul românesc a rămas trezorierul universal al culturii străvechi europene, cer chemat astăzi să afirme o nouă identitate a civilizației rurale într-un consens programat și politic. Noi vrem să confirmăm unei lumi întregi nu doar că suntem cei care amintim de veșnicia satului, ci suntem cei care sprijinindu-ne, inspirându-ne și valorificând în mod superior veșnicia pe care o numim tradiție, da? Năzuim să oferim satului din secolul 21 într-o perspectivă regeneratoare a unui secol viitor, modul în care se poate împăca tradiția cu modernitatea. Proiectul nostru însemnează și se numește Ciocănești, Centrul Național pentru Revitalizarea Tradițiilor Populare. Revita însemnează a da o viață nouă. Înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat lansarea proiectului, menționând că locuitorii comunei Ciocănești sunt niște apostole ai frumuseților naționale. Proiectul a venit. Este dumnezeiesc. Este salvator. Este învățător. Pentru fiecare om. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Să vă mulțumesc pentru invitație. Sigur, ne-a răzbunit sufletul
cu aceste valori pe care aveți în suflet, pe care aveți să le păstrați, le prezentați, le promovați. Sunteți niște apostoli care frumuseți noastre românești și creștinești ortodoxe. Vă mulțumim! Lansarea proiectului Ciocănești, Centru Cultural Național pentru Revitalizarea Tradițiilor, s-a consumat sub protecția a trei simboluri care aparțin comunității, oul încondeiat, păstrăvul și lada de zestre.